Luați loc și bun venit tuturor în Biserica Sfântul Silvestru. Chipurile mai puțin cunoscute, cu siguranță că au fost atrase direct de domnul Andrei, deci nu cred că e cazul să mai prezint pentru dânsii. Chipurile cunoscute ale din biserică de la noi îl cunosc pe Andrei, dar ne-a lipsit în ultimii ani. Și e important să ascultăm acest cuvânt din această nouă orientare profesională a lui Andrei. Fiindcă noi l-am ascultat aici ca filosof, ca teolog, dar acum îl ascultăm și ca psihoterapeut. Dar ce este important este că făcând fiecare dintre aceste lucruri, nu le-a părăsit, ci le-a integrat. Le-a adunat. Și de aceea eu am avut o mare bucurie când am auzit că va susține, că dorește să susțină un cuvânt la noi în biserică, o conferință, cum de obicei. Și sunt cu atât mai bucuros să-l revăd acum și să nu vă doar în parcare, cum a zis, când ne ducem copiii la școală dimineața. Și aștept în această seară un cuvânt foarte, care să fie foarte de folos pentru fiecare, din acest paralelism între complexele cu care am început să fim obișnuiți din auzire, adică de la media și din mediul înconjurător, deci între complexe și războiul gândurilor. Bineînțeles că eu înclin spre cea de-a doua formă de a exprima acest lucru, dar aștept acest paralelism cu foarte mare interes, încă o dată, cu mare bucurie, vă dau cuvântul.